Mi s-a oferit cuvântul, domnul Bocnar, dar prin faptul că dumneavoastră ați insistat astăzi să rămână în ordine de zi, de fapt, conform legii, eu trebuie să consult toate fracțiunile. Eu rămân pe poziția de a propune astăzi un candidat care a fost discutat cu toate fracțiunile din Consiliu, un candidat apolitic și dumneavoastră, vă rog, domn președinte, să supuneți votului. Propun astăzi candidatul Mihai Ciumașu la funcție de viceprimar. S-a pus la vot. Zic că candidatul respectiv a fost discutat în toate ședințele fracțiunii. Dacă dumneavoastră nu țineți minte, eu sunt gata încă o dată să discut cu fiecare fracțiune în parte. Dar a fost discutată candidatura respectivă. Dar noi l-am văzut și el, mă, că suntem și el, și de sufăr. Final, frumos, cu ochi albaș, cu ochi albaș. A fost un calm, ăștia așa. Nu, 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 eu nu sunt așa văzut. Ochi sau baș. Vă zic că, domnul Calmă, și știm că știți să faceți teatru. Nu teatru. Persoana respectivă, eu răspund. Persoana respectivă este inginer la APCANAL. A fost prezent la toate ședințele comisiilor de specialitate. El cunoaște destul de bine absolut toți consilierii. Rămâne decizia, va aparține acum. Și eu propun să supuneți votului. Nu doriți o să propun alt candidat. Încă o dată eu spun, doamnă primară, nu trebuie de părurile. Noi la ședința noastră comisie de specialitate, dumnealui n-a participat. Și nici n-a fost în ziua aceea. Asta un, a doilea. Iar dacă vine la ședința comisie de specialitate și vine ca locțuitorul domnul Costo, asta e cu totul altceva. El dacă vine ca ca candidat la funcție de viceprimar, asta e cu totul altceva. Noi discutam, poate avem și eu niște întrebări. Și am una veste, am întrebări este, dar și eu am întrebare. Cum e el? Cine e el? Din ce an? Și studii are? Da, vă spun, asta s-a împlinit 30 ani, are studii viceprimari, da. Dați-mi voi să vă răspund. El a fost așteptit. El a fost așteptit. Și nicăieri, în cadrul legal, nu-i scris că el trebuie să fie prezent aici. E scris că primarul propune. Și atât, îi pun. Dumneavoastră, dacă vreți să mai inventați ceva, poftiți. Dar în lege scris, primarul propune și Consiliul aprobă. Și atât. Bine, dar Consiliul nu poate să aprobă nimic. Și noi vrem să-l audiem, vrem să știm să spunem dumneavoastră. Mai să avem de lucru pe oră. Trebuie să te întrebări și eu de ce îți facem. Responsabil pentru tot ce se face oricum este primar. Dacă să aveți întrebări, eu sunt gata întotdeauna, sunt la dispoziția dumneavoastră. Toate fracțiunile cu persoana respectivă au fost consultate. Toate absolut. Sunt cetățeni în țară care nu cunosc. Astăzi ești ședința Consiliului, domnul Borș. Domnul Borș, dumneavoastră, dar la toți consiliul mă adresez că are de lucrat, de muncit în continuare, doamna primar, cu persoana care să aleagă. Eu vă rog să o susținem și să dăm voie să spunem și mai bine. Asta se știe, dar nu avocat. Vă rog. Ca consiliere are de lucrat. Ca consiliere. Nu vreți să vorbească, mai trebuie să vă poate rupie și plus din rămâne. Nu, 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 Se pune la vot propunerea doamnei primar la candidatura de viceprimar al domnului Ciumașu. Vă rog frumos, stimați consilieri, să votați. Cine este? Cine este pentru, da? 11. Dumnezeu votat, da? Împotrivă. Nu? 5 s-a ținut? 5 s-a ținut? Candidatul domnului Ciumașu nu a fost aprobată. Ia, așa, spuneți rezultatele, doamne, secretară.